Salutare, Betania Kids! Au trecut peste 2 luni de când ne-am văzut ultima oară, însă nu v-am uitat. În tot acest timp am pregătit pentru voi activități care de care mai interesante. Așa că țineți aproape, pentru că de acum încolo ne vom vedea în fiecare săptămână din nou. Avem pentru voi o grămadă de experimente științifice, care de care mai interesante, unele complicate, altele simple, de la care însă vom învăța lecții valoroase pentru viață, așa cum v-am obișnuit până acum. De asemenea, dacă stați aproape de noi, vom începe să învățăm de la diverse obiecte o grămadă de lecții pentru viață. De exemplu, ce am putea noi învăța de la o pară? Urmăriți-ne și veți afla! Avem pentru voi de asemenea și multe povestiri biblice foarte interesante și versete pe care trebuie să le memorăm împreună, concursuri la care vă vom provoca să participați activ și, atenție, să câștigați câteva premii substanțiale. Nu vreau să vă spun mai mult, însă vă invit cu drag să ne urmăriți și să vedeți despre ce este vorba. Nu am uitat nici de cei cărora le plac crafturile și împreună vom face o mulțime de crafturi care de care mai simpatice, cu care să vă decorați camera sau pe care să le dăruiți celor pe care îi iubiți. Țineți aproape Betania Kids, așa cum vă spuneam la început, pentru că săptămânile ce urmează vor fi pline de activități frumoase, pregătite cu inimă pentru voi. De asemenea, este foarte important pentru noi feedback-ul vostru, adică să ne scrieți ce vă place în Betania Kids și să răspundeți provocărilor pe care vi le lansăm. Aveți la dispoziție un număr de telefon pentru WhatsApp și așteptăm să ne scrieți acolo ce vă place, ce ați vrea să vedeți în continuare și, de ce nu, dacă vreți să fiți parte activă a episoadelor noastre chiar aici în studio. Vom face tot posibilul să vă aducem aici împreună cu noi. Cei care nu sunteți din Sibiu și ne urmăriți din Oradea, din Cluj-Napoca, din Satu Mare, din Suceava, din București sau din alte localități pe care poate nu le-am menționat aici, din Brașov, n-am uitat de Brașov, apropo, scrieți-ne și poate găsim o modalitate interesantă, interactivă, de a vă avea invitații în emisiunea noastră. Țineți aproape Betania Kids, întrucât urmează lucruri extraordinare pentru voi. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu bine și cu zâmbetul pe buze!